Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Suntem deci în pragul unui conflict, un conflict pe care, dacă ar fi să levităm, ce ar trebui să facem? Există lupta, vorbim acum cu formule vechi, dar cuvântul pace acum are cea mai mare însemnătate din istoria cuvântului pace, dacă pot să spun asta. Pentru că nu poate un președinte sau acum pentru pace trebuie să, cuvântul pace înseamnă viață și pentru pace trebuie să luptăm, să luptăm toți. În toate pătrățile, de la elevul care se duce la școală, la profesor, de la muncitorul care se duce la lucru, de la inginerul, de la televiziune, de la nu știu ce, trebuie să tragem un semnal. Acum, înainte era război, mureau, poftim, 20 de milioane. Deci nu era pace, să sacrificau din cele 2 miliarde 20 de milioane. În al doilea război s-au sacrificat mondial 100-110 milioane. Cifrele nu sunt exacte. Dar acum un război poate avea victime enorm de multe. Și deci sunt atâtea mecanisme de a reduce populația, de a regla resursele cu resursa fizică, cu resursa umană. Deci nu neapărat e nevoie de a renunța la viață printr-un război. Deci înțelepciunea care ar fi al marilor lume ar fi să apeleze la celelalte mecanisme. Slavă Domnului, Europa a demonstrat tot timpul, fiind media pe familie un copil, în 50 de ani se reduce populația respectivă, populația istorică a Europei se reduce cu 70%, deci vorbim. Între anul 1900 și 2025, populația Europei a crescut decât cu vreo 100 milioane, pe câte vreme populația și-a crescut cu 4.800.000. Deci, raportat, Europa a adus o politică demografică extraordinar de cinstită. Raportat cu resursele care le are Europa și cu numărul populației, Europa nu a creat un dezechilibru. Nu a creat un dezechilibru. Deci, acest mecanism pe care Europa l-a avut în ultimii 100 de ani de a-și regla numărul, deci populația, cu resursele, locul respectiv, cu resursele continentului european, puteau să-l aplice și celelalte continente. Eu zic că Europa a jucat cinstit din acest punct de vedere. Deci nu e nevoie să purtăm război, e nevoie să avem o demografie controlată. Și atunci se echilibrează estul cu vestul, nordul cu sudul și toate celelalte. Aș mai pune o întrebare care mi se pare, zic eu, de bun simț. Ținând cont că vorbeați despre aceste resurse demografice, de faptul că s-a produs acest dezechilibru demografic între partea asiatică și, să spunem, partea europeană și America, pentru că nici America, populația americană, n-a crescut foarte, foarte mult. În schimb, acolo s-au produs acele dezechilibre, adică acolo s-a mărit numărul populației foarte mult, au crescut de 2, de 3, de 4 ori poate în ultimii ani și evident acei oameni care muncesc produc pentru că trebuie să trăiască, dar lucrul acesta s-a întâmplat. America a devenit una dintre principalele piețe ale Chinei, să zicem, sau ale Asiei, la fel și Europa. Cumva nu cumva acest dezechilibru global provine și din acest fapt că acolo s-au născut mulți oameni și că până la urmă s-a ajuns la faptul că ei trebuie să depindă de fapt de America și de Europa pentru a-și desface produsele ca ei la rândul lor să poată să-și câștige un ban, un salariu. Se întâmplă, fiind dezvoltată mult resursa umană în partea asiatică și consumul fiind de 5 ori mai mic per capita tot în Asia, și având și acel mit al muncii, o conștiință extraordinară, s-a reușit ca și producția, că aici devine declicul în a treia conflagrație care o să fie, s-a reușit să-ți creeze niște mecanisme financiare, deci accesul la valută și la toate celelalte, niște mecanisme financiare care să participe la jocurile globale fără nicio problemă. În acest context, să pune, deci, piața Americii va fi la fel, în continuare, inundată cu produse, pentru că orice ar fi, chiar purtătorul de cuvânt al președinției, al Chinei,
A spus, domnule, că noi lăsăm piața să regleze mecanismele. Și automat, cel care face comerț în America, o să cumpere produsul care îi aduce profitul cel mai mare. Automat, vrea Trump să mute uzina din Mexic de autoturisme, dar acolo forța de muncă este, să zicem, pe jumătate cât este în America. Profitul întreprinderii respective este, da, să vină cu subvenție de stat, dar și statul nu poate să lupte cu economia de piață. Deci sunt niște legi obiective care dacă nu, cum să zic eu, nu ești pe val cu ele, te poți înneca. O ultimă întrebare aș avea și mă gândesc că în cazul unui conflict care s-ar desfășura, să spunem, între Europa și Rusia sau între America și Rusia sau între Rusia, Europa și America. De fapt, cei care ar profita cel mai mult de acest conflict ar fi tot asiaticii, pentru că în momentul în care se vor distruge resursele, se vor distruge mijloace de producție, de asemenea și populația, să spunem, va avea de suferit și așa mai departe, ei vor avea resursele necesare să acopere lipsurile din piață și atunci ei vor câștiga din nou piață, vor avea din nou teren pe care să își vândă produsele. De fapt, tot ei sunt cei care vor profita de acest conflict. Mă gândesc că și marile puteri de la noi, din Europa, America, Putin și așa mai departe, sunt conștienți de acest lucru. Da, sunt atâtea strategii care se fac, sunt oameni inteligenți, sunt sisteme în spate care stau și calculează. Asta mă face să cred că se va face tot posibil să nu fie distrugere de resurse umane și materiale și să se rezolve pe calea păcii, pe calea tratativelor, toate celelalte. Dar mă îngrijorează faptul că o să crească tensiunea. La noi, în popor, există o vorbă clasică. Când doi se bate, al treilea câștigă. Deci, să dea Dumnezeu să nu fie așa, să dea Dumnezeu să nu fie război, să ne rugăm de dimineață până seara să fie pace, că atunci când zici cuvântul pace, zici cuvântul viață. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Stoicescu, mulțumim că ați venit în emisiunea noastră și vă așteptăm și în alte emisiuni. Mulțumesc mult! Stimați telespectatori, ați urmărit Palatul cu Inoroc, ne revedem cu drag săptămâna viitoare!